Judecătorii englezi au decis extrădarea lui Alexander Adamescu. Judecătorii englezi de la Westminster Court of London au decis extrădarea omului de afaceri Alexander Adamescu. Judecătorii au decis să înceapă procedurile de extrădare, care se vor finaliza în 17 zile, începând de astăzi. Alexander Adamescu are dreptul la recurs, dar chiar ea, decizia va fi pusă în micare pentru ce este cu titlul executoriu. Adamescu a fost reținut de autoritățile din Londra după ce a prezentat un document oficial, neasumat de către Administrația Națională a Penitenciarelor din România. În urma unei corespondențe oficiale între ziarul România Liber sublinierei Autoritatea Națională a Penitenciarelor, jurnal sublinierei România au trimis în Anglia un înscris a cărui autenticitate a fost contestat de statul român. Actul se referă la condițiile de detenție din penitenciarele din România. Prin urmare, motivul recinerii este generat de o situație care nu i se poate imputa lui Alexander Adamescu, sublinierei nici redacției România Liber, se arată în comunicatul de presă. Extrădarea lui Alexander Adamescu a fost cerut în baza unei acuzații de dare de mit împrumutatele său, Dan Adamescu, însă, în acea perioadă, fiul afaceristului nu se mai afla în car, a mai susținut apărătorul. Mandatul european de arestare al lui Alexander Adamescu are la bază un denunchi făcut de un jurist de la una dintre societățile familiei Adamescu, de la care ar fi sustras suma de 100.000 de euro, potrivit sursei citate. La solicitarea DNA, Tribunalul București sublinierei a emis, în luna mai 2016, un mandat de arestare preventiv în lipsă pe numele lui Bogdan Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu, fiind acuzat de dare de mit. În ordonanța procurorilor n-a se arată ce în cursul lunilor iunie sublinierei decembrie 2013, inculpatul Adamescu Bogdan Alexander împreună cu tatăl său a remis, prin intermediari, sumele de 15.000 euro respectiv 23.000 lei magistraților Stanciu Ion sublinierei Roventa Elena, judecătorii la Tribunalul București sublinierei, secția 7 civil pentru ca în schimb, acest sublinierei se dispun, în dosare privind procedura insolvenței, soluții favorabile unora dintre societățile la care acționară era Adamescu Grigore Dan.